Din cauza pestei porcine africane, Comisia Europeană va trimite în România o nouă misiune de experți în condițiile în care țara noastră a rămas printre puținele state europene care se confruntă cu această boală. Mai exact, numărul focarelor la nivel local sunt cu mult peste raportările altor țări, în condițiile în care cu PPA s-au confruntat mare parte dintre membrii familiei europene. De altfel, conform ultimelor date disponibile, în România erau 111 focare la porci domestici, în Bulgaria. Bulgaria 9 și unul în Grecia. Oficialii Comisiei Europene au explicat pentru Economica.net că instituția urmărește îndeaproape situația PPA din România și că pregătește o nouă misiune pe această temă. În timpul acestei misiuni, experți relevanți în managementul PPA vor ajuta autoritățile veterinare din România să dezvolte și să ajusteze acțiuni strategice împotriva bolii, au declarat oficiali ai Comisiei. Există încă anumite provocări care trebuie rezolvate în mod corespunzător. Sectorul porcului necomercial, lipsa unei transabilități efective și precauții de biosecuritate pentru porci vii și produse de origine animală care se deplasează între exploatații necomerciale. Măsurile suplimentare vor depinde de situația epidemiologică a bolii, au răspuns oficialii, întrebați fiind dacă vor exista măsuri economice împotriva României. Conform datelor oficiale, România a primit, începând cu 2014 și până în prezent, peste 50 de milioane de euro din bugetul Uniunii Europene pentru cofinanțarea măsurilor de urgență și a programelor veterinare privind PPA. În luna aprilie 2019, Comisia a publicat rezultatele ultimului raport de audit privind pesta porcină din România. Concluzia generală a fost că autoritățile veterinare din România sunt competente în ceea ce privește gestionarea focarelor de boală apărută la porcii domestici. Cu toate acestea, lipsa unor măsuri eficace de transabilitate și de biosecuritate nu sunt în măsură să limiteze boala la zonele infectate. Totodată, potrivit raportului de audit, continuarea circulației virusului PPA în rândul populației de mistreți reprezintă o amenințare continuă la adresa producției interne de porcine.